zicem, doamnelor, domnilor, am marea bucurie să vă spun bun venit la Orizonturi de Credință, emisiunea care ne spune ce trebuie să știm despre valorile și principiile Împărăției lui Dumnezeu, așa că rămâneți alături de noi. Campania Pro Viața, Alege Viața ca să trăiești, prin acele panouri publicitare afișate la intrările în oraș și în centrul orașului, în principalele stații de autobuz, precum și pe acele ecrane stradale, este în plină desfășurare. Ne dorim să transmitem acest mesaj băimărenilor, ca de ce nu, în momentul în care se tranzitează stația de autobuz cu scopul de a merge la servici sau prin simpla trecere prin acele zone, ne dorim ca mesajul Evangheliei să ajungă la inimile voastre și, de ce nu, să primiți mântuirea prin Iisus Hristos, pentru că El este calea, adevărul și viața. Astăzi avem un subiect extrem de interesant, iertare versus neiertare. Discutăm despre acest subiect cu Dan Petric, invitatul meu de astăzi. Dan, îți mulțumesc că ai acceptat invitația la Orizonturi de Credință. Mulțumesc și eu pentru invitație, cu mare drag. Deci necesită acest subiect o emisiune întreagă, adică neiertarea este atât de frecventă să necesită o temă de discuție la această emisiune. Cred că fiecare dintre noi am auzit despre oameni care nu le pot ierta altora greșelile. Unii trăiesc în această stare de neiertare ani de zile, iar alții chiar toată viața. Am auzit cu toții acea expresie: nu-l voi ierta nici pe patul de moarte, sau, și uneori chiar așa se întâmplă. Sunt oameni care sunt certați toată viața, am auzit chiar de frați care se ceartă pentru o bucată de pământ, cu toții am auzit povești de genul acesta. Și poartă această neiertare în sufletul lor până, chiar cum au zis, că nici pe patul de moarte nu va ierta pe respectivul pe care este supărat. Așa se întâmplă și în realitate, chiar nici pe patul de moarte nu au acea putere să ierte pe cel cu care a avut un conflict sau o neînțelegere. Sigur că trăim într-o lume imperfectă și este imposibil să nu greșim față de semeni, nouă să ni se greșească și noi să greșim celor din jurul nostru. Unii iartă și merg mai departe, alții nu pot sau nu vor să ierte. Când două persoane sunt certate și nu se pot împăca, când nu se pot ierta una pe alta, există acea stare emoțională negativă, ostilă, care îi ține prizonieri pe cei ce nu uită, dar și pe cel care nu este iertat. Și cel care nu este iertat de către cineva simte acea presiune din partea celuilalt, acea emoție negativă, acea zonă conflictuală. Și sigur că fără iertare aceste emoții se amplifică și în timp apar efecte negative în plan psihic, dar nu numai în plan psihic sau mental, ci și în plan fizic. Multe boli ale societății noastre moderne sunt asociate mai nou, foarte mulți oameni de știință, doctori, profesori, universitari, medici, asociază aceste boli moderne, multe din bolile moderne, cu emoții negative acumulate, care lasă organismul fără imunitate. Așa cum afirmă și un renumit profesor universitar, medic, neurolog și psihiatru, pe numele său Dumitru Constantin Dulcan. Așa cum unele alimente ne pot intoxica organismul, aceste emoții negative ne intoxică sufletul, ne intoxică mintea și emoțiile noastre. Pe lângă efectele neiertării, mai există și alți factori care se cumulează acestora și influențează starea noastră generală. De exemplu, nu putem să nu vorbim despre stresul pe care îl acumulăm zilnic. Numai în trafic, dacă te duci într-o oră de vârf, dintr-o parte a orașului în cealaltă parte, poți să simți din plin acest stres, această tensiune, nervozitatea oamenilor, emoțiile negative, oboseala, toate acestea, pe lângă efectele neiertării, se acumulează în organismul nostru, în sufletul nostru. Și sigur că la întrebarea aceasta, cred că putem să afirmăm cu certitudine că este o discuție binevenită despre iertare și neiertare, pentru că vom vorbi și despre iertare și despre neiertare. Este necesară asemenea discuție, deoarece discutând despre lucrurile acestea devenim conștienți sau mai conștienți despre pericolele neiertării, dar și despre beneficiile iertării.
Bun, hai să încercăm să definim neiertare. Neiertarea în sine nu are neapărat o definiție, dar ca să putem defini neiertarea, știm că neiertarea este opusul iertării. Așa că dacă vrem să înțelegem ce este neiertarea, trebuie să definim ce este iertarea. Trebuie să înțelegem ce este iertarea. Dexul ne spune că a ierta înseamnă a da dovadă de indulgență, de îngăduință, a fi îndurător cu cei care ți-au greșit, a trece cu vederea o faptă, o greșeală care ți-a fost făcută ție, a nu mai considera vinovat pe cel care ți-a greșit. Iertarea în sine nu iartă vinovăția sau nu neagă acea faptă rea, ci consideră fapta ca și cum ea nu s-ar fi întâmplat. O trece cu vedere, așa și spune definiția. Deci cineva îți greșește, dar tu treci cu vederea acea greșeală ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ceva care nu s-a întâmplat nu te poate afecta în niciun fel, nu-i așa? Sigur că acum depinde și despre ce fel de întâmplare sau despre ce fel de fenomen este vorba. Poate să fie pierderi materiale, poate să fie un cuvânt aruncat, depinde de gravitatea și profunzimea acelei greșeli. Dar dacă poți să consideri în acel moment când cineva îți greșește la fel cum nu s-ar fi întâmplat nimica, atunci nici acele emoții care răbufnesc în urma unei neiertări nu te copleșesc și nu te inundă, nu-și fac loc în inima ta. La fel se întâmplă și în cazul iertării. Oricine ți-ar greși, iertarea trebuie să fie din toată inima și să consideri că nimic nu s-a întâmplat. Ane, care crezi tu că ar fi principalele motive care ar cauza neiertarea oamenilor? De ce crezi tu că oamenii nu iartă? Putem să vorbim foarte specific, nu putem să vorbim, sunt foarte multe lucruri care determină pe oameni să nu ierte. Dacă ar fi să vorbim la modul general, se poate afirma că oamenii nu iartă în primul rând din cauza naturii noastre păcătoase pe care am moștenit-o de la Adam și Eva, ca și urmare a neascultării lor de Dumnezeu. Am tot vorbit și s-au vorbit de multe ori în aceste emisiuni despre acel păcat adamic care l-am moștenit, îl moștenim genetic. Noi moștenim genetic nu numai lucruri fizice, ci și lucruri psihice, dar și lucruri spirituale. Iar această neputință a naturii noastre umane, această slăbiciune în firea noastră, ne face să moștenim și slăbiciuni de genul acesta care ne determină să nu putem ierta. Mai degrabă, când cineva de greșește, avem tendința să ne facem dreptate, nu? Să ne gândim la răzbunare, să ne revoltăm, dăm drumul acelor emoții. Am auzit de multe ori, dau un exemplu... Da, crezând că ne facem bine. Da. Mulți oameni fac lucrul ăsta retrăind anumite momente de neiertare, crezând că își fac bine reamintindu-și acele scene și ponegrind persoana respectivă. Da, de exemplu, și o ceartă simplă în trafic, oamenii au impresia că dacă persistă în acele emoții negative, rezolvă ceva. Da, dar o descărcare emoțională. O descărcare poate să fie, dar nu o soluționare în sine. Iar dacă ar fi să vorbim despre motive specifice, m-aș opri doar asupra unuia, pentru că sunt foarte multe, și cred că este un motiv principal mândria sau orgoliul. Determină ca oamenii să nu poată ierta. Adică o persoană mândră se consideră mai presus decât ceilalți. Aceasta este atitudinea generală a persoanelor mândre sau orgolioase. Și din această cauză, aceste persoane care sunt orgolioase nu pot concepe ca cineva să le greșească. Nu pot ierta și în consecință se nasc acele emoții negative, cum ar fi răzbunarea, care încep să le conducă viața. Emoții negative în funcție de care oamenii iau decizii, în funcție de care acționează într-un mod urât de cele mai multe ori. Pentru că neiertarea nu te duce la acțiuni de care să fii mândru. Adică trebuie să ai un caracter urât ca să fii mândru de acțiunile pe care le ai în urma unei neiertări sau a modului de gândire sau a modului de... sau a emoțiilor care te încearcă în acele momente. Bun, ar trebui să deschidem un dosar
în care să ținem contabilitatea celor care ne greșesc? Niciun caz. Niciun caz. Dacă nu ne ajută o evidență? Nu te ajută cu nimic să ții o astfel de evidență. Dacă iertăm, dacă putem să iertăm cu adevărat, nu ar trebui să mai există o contabilitate a greșelilor. Este acea vorbă care zice te iert, dar nu te uit. Că aici această uitare sau neuitare are de face cu a contabiliza sau nu contabiliza greșelile. Unii spun că iartă. Eu cred că această afirmație te iert, dar nu te uit are cel puțin două sensuri. Așa înțeleg eu și așa văd că are cel puțin două sensuri. Unii zic că iartă, dar nu iartă, ci țin minte cu lux de amănunte evenimentul și greșelile pe care le-ai făcut împotriva lor, iar când au ocazia să se răzbune sau să ți reproșeze, o fac, își aduc aminte. Și asta demonstrează că în inima acelor persoane există încă resentimente care influențează gândirea și acțiunile. Există acele emoții negative. Iar o altă categorie este care iartă din toată inima și sunt eliberați de orice emoție negativă, dar nu mai vor să aibă de a face cu acea persoană. Cel mai important lucru este să iertăm. Dacă vom mai avea legături cu o persoană care ți-a greșit, este ceva opțional. Aici cred că ține de decizia fiecăruia. Dar iertarea este o condiție esențială pentru a ne elibera de acele emoții negative și a nu le lăsa să ne conducă viața și gândirea, modul de gândire. Să vedem acum ce spune Biblia cu privire la iertare. În trecut exista, și în Vechiul Testament citim, exista acea lege a talionului. Ce înseamnă, de fapt, această lege a talionului? Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Da, mi-ai făcut un rău, îți plătesc și eu la fel cu un rău similar. Suntem chit. Da, suntem chit. Mi-ai provocat o distrugere, îți provoc și eu o distrugere echivalentă. Această lege a fost... Uneori citim în Vechiul Testament această lege a talionului, pentru că a existat în poporul Israel, și ne gândim cum a putut Dumnezeu să îngăduie o asemenea lege. Astăzi ne gândim, totuși, nu e corect să gândești așa, dacă omul ți-a făcut un rău, să faci și tu rău, asta este soluție. Dar în contextul de atunci, și din vremea Vechiului Testament și a oamenilor care trăiau la început pe pământ, a fost un mare progres această lege a talionului, deoarece în trecut, dacă un om lovea pe cineva și scotea, dau un exemplu banal acum, scotea un dinte, se întâmpla ca celălalt să-i scoată toți dinții. Iar acest lucru nu era deloc echitabil. În acest context, deci oamenii când nu iertau, se răzbunau și făceau un mult mai mare rău sau plăteau cu un rău mult mai mare răul pe care ei l-au primit. Și în acest context, legea talionului a fost un mare progres, pentru că spunea, măi, dacă omul ți-a greșit cu atâta, păi cu atâta să-ți plătească rău înapoi, nu cu mai mult decât ți-a greșit. Dar dacă ne uităm la Noul Testament, în vremea Domnului Iisus, Domnul Iisus face referire la această lege a talionului și spune că dacă cineva îți dă o palmă, tu nu să-i dai înapoi 10 palme sau tu nu să-i dai înapoi o palmă sau să-i dai înapoi 10 palme, ci tu să-i întorci și celălalt obraz. Asta ne spune Iisus. Mai departe spune că dacă cineva îți cere să-i dai cămașa, tu să-i dai și haina. Deci, cu alte cuvinte, Iisus desfințează această lege a talionului, care era un progres pentru vremea aceea, și instaurează iertarea fără pretenții sau iertarea 100%. Și cum spuneam înainte, când dădeam exemplu acela din trafic, dacă răspunzi răului cu rău, nu rezolvi nimica, ci din potrivă se va perpetua în continuare răul. Când cineva te insultă, și asta este demonstrat, și oricine poate a experimentat, sau dacă n-a experimentat, poate să încerce, deși nu o recomand, dacă cineva te insultă, nu rezolvi nimica dacă începi să-l insulți și tu la fel sau chiar mai mult. Din contră, acest schimb de insulte se va amplifica. Cineva va începe să strige mai tare, celălalt va începe să strige și mai tare, insultele se vor înmulți și nu se ajunge la nimica constructiv și nu se ajunge până la urmă la nicio soluție. Este un exemplu banal, așa cum am spus, care demonstrează că neiertarea generează emoții negative, iar
lăsând aceste emoții negative să se manifeste, să ne conducă gândirea și modul de acțiune, lucrurile vor degenera mai mult și mai mult. Dacă ne uităm din nou tot în Biblie, în Evrei, capitolul 12, există o avertizare, spune în Evrei 12, luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune. Amărăciune este o supărare, este o întristare, așa cum am spus, trăim într-o lume imperfectă și este imposibil să nu ni se provoace tristețe, supărare, să nu vină aceste evenimente neplăcute în viața noastră care să atragă după sine emoții negative. Dar Biblia spune despre această amărăciune că este o rădăcină care dă lăstar, sau ce înseamnă lăstar? Ramură, da? Adică se dezvoltă. Din rădăcină se dezvoltă tulpina, din tulpină se dezvoltă ramurile și o ramură ce face? Nu rămâne la stadiul la care este, ci crește. Deci dacă amărăciunea este făcută această analogie între amărăciune și o rădăcină, trebuie să avem grijă ca aceste amărăciuni să nu le lăsăm să dea ramuri, să nu crească, adică cu alte cuvinte să nu le lăsăm să se dezvolte în viața noastră. Trădarea, de exemplu, este ceva ce îți fac alții, da? Oamenii te trădează și sunt multe situații în viața noastră când am fost trădați, poate de prieteni, poate de colegi de serviciu, de vecini, mai știu eu ce alte situații. Dar amărăciunea este ceva ce îți faci singur. Adică tu nu poți să determini, nu poți să hotărăști cine să te trădeze sau dacă să te trădeze cineva. Nu ține de tine lucrul ăsta. Oamenii te trădează. Pur și simplu se întâmplă lucrul ăsta. Dar ceea ce poți să faci este să nu lași amărăciunea care vine în urma trădării sau acea dezamăgire, acea tristețe, acel sentiment negativ. Eu pot să decid să nu-i dau lăstar, să nu-i dau voie să crească amărăciunea în viața mea. Iisus, de exemplu, a fost trădat de Iuda, de Petru, chiar de toți ucenicii. Când a fost răstignit la picioarele crucii, a mai rămas Ioan și femeile, ceilalți ucenici, toți au fugit. Se vorbește în Biblie mult despre Iuda, care l-a trădat pe Iisus, și se vorbește despre lepădarea lui Petru foarte mult, dar nici ceilalți ucenici nu au fost mai viteji în momentul răstignirii Domnului Iisus. Putem să spunem că toți l-au trădat, în afară de Ioan, care a rămas până în ultimul moment alături de el, toți ucenicii l-au trădat pe Iisus. Însă Iisus nu a lăsat ca inima lui să fie încărcată sau umplută de amărăciune. Deci, noi putem să decidem dacă lăsăm acea rădăcină sau acel lăstar să se dezvolte sau pur și simplu luăm foarfeca, așa cum faci cu creanga unui copac, și o tai. Sau poți să scoți chiar copacul din rădăcină, nu? Deci înțeleg că iertarea și neiertarea este o stare pe care noi putem să-i dăm curs, și asta înseamnă că ține de o decizie. Noi decidem dacă lăsăm acea stare, intrăm în acea stare sau pur și simplu încercăm să ieșim din ea. Da, în mare așa este. În mare decizia... Bine, teoria e ușoară, practica e mai grea. Aici vreau să spun că în principiu este o decizie, iertarea. Dar noi luăm decizii și bune și decizii proaste în viața noastră. Ca să poți să iei o decizie corectă și bună în viața ta, trebuie să ai un etalon și trebuie să fii, motorul inimii noastre să funcționeze corect. Este ca și o mașină care funcționează, da, e combustibil și funcționează corect dacă nu are nicio defecțiune, da? Și iertarea, noi putem să decidem în favoarea iertării dacă în sufletul nostru lucrurile sunt așezate corect. Dacă avem învățătură, educație corectă, noi fiind creștini, practicanți, sigur că pentru noi e important cuvântul lui Dumnezeu, e importantă sfințirea noastră, e importantă vorbirea noastră, gândirea noastră, toate aceste lucruri se sedimentează, sau modul în care ne trăim viața se sedimentează în inima noastră, în personalitatea noastră, în sufletul nostru. Este o decizie pe care trebuie să o facem în mod conștient și voit, în ciuda sentimentelor care ne încearcă. Nu întotdeauna când decidem să iertăm, simțim că trebuie să facem lucrul acesta. De multe ori simțim că n-ar trebui să iertăm, simțim că ar trebui să ne răzbunăm, simțim că ar trebui să cerem socoteală.
simțim că ar trebui să ne cerem drepturile, dar sunt situații în care pur și simplu ar trebui să iertăm fără să avem nicio pretenție. Acum, sigur, nu vorbesc de lucruri care sunt rânduite social. De exemplu, dau un exemplu iar destul de banal, o asigurare RCA la mașină. Da? Cineva te-a lovit și nu poți să spui, no, te iert, nu trebuie să-mi plătești nimic. Nu, contribuim cu bani, fiecare este o contribuție obligatorie. De ce? Tocmai ca în momentul în care se întâmplă asemenea accidente să fie acoperită acea pagubă. Deci nu mă refer la asemenea lucruri care sunt rânduite social, trebuie să le respectăm, fiecare să respecte aceste lucruri, dar în mod special când vorbim despre iertare, vorbim despre sentimente, despre rănirea orgolului, despre atingerea integrității morale a cuiva, distrugerea imaginii. În ziua de astăzi e așa de ușor să distrugi imaginea cuiva și să pui în cârcă o imagine care să-l compromită sau să îl așezi în un anumit context care să nu-l favorizeze deloc. Și atunci, asigur că acestea sunt situații, nu toată lumea poate să înghită lucrurile acestea, dar poți să decizi să ierți sau poți să decizi să faci altceva, să nu ierți, sau poate să mergi în judecată sau alte situații de genul acesta. Aș vrea să citesc o pildă despre iertare și neiertare care o găsim în Matei 18. Această pildă a fost rostită de Domnul Iisus și cred că ne ajută să înțelegem multe lucruri despre iertare și neiertare. Matei 18, începând de la versetul 21, spune așa: Atunci Petru s-a apropiat de el, de Iisus, și a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Asta înseamnă 490 de ori. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el nu avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și ierta datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând: Plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ și ruga și zicea: Mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până când va plăti datoria. Când a văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de a-o spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis: Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Deci, în general, oamenii sunt foarte stricți când au cerințe cu privire la alții, dar sunt foarte indulgenți cu ei înșiși. Adică, ce înseamnă lucrul acesta? Că avem pretenții atunci când greșim. Toată lumea să ne ierte, toată lumea să înțeleagă, ne scuzăm și ne aducem argumente care să creeze în jurul nostru circumstanțe atenuante, dar în schimb, când este vorba despre alții, nu suntem indulgenți deloc și dăm drumul la acea furie, dăm drumul la acele sentimente negative, la acele emoții negative. Prin această pildă, Domnul Iisus vrea să ne arate cât de importantă este iertarea și care sunt beneficiile ei, dar ne și avertizează despre consecințele negative. Acea expresie l-a dat pe mâna chinuitorilor, pe care o găsim în versetul 34, spune: Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Acești chinuitori, sau această expresie l-a dat pe mâna chinuitorilor.
chinuitorilor are o mare însemnătate. Poate să însemne multe lucruri. Chinuitorul poate să însemne Satan, chinuitorul poate să fie o boală, chinuitorul poate să semnifice o tristețe, o amărăciune care o porți în cârcă ca și o povară ani de zile. Despre Satan am spus că chinuitorul poate să fie, să facă referire chiar la Satan. Spune cuvântul lui Dumnezeu că el este un hoț care vine să fure, să junghe și să prăpădească. Așa scrie în Ioan 10, capitolul 10, acest lucru. Satan nu este capabil să aducă nimic bun în viața oamenilor. Tot ceea ce primim bun este de la Dumnezeu. Puterea de muncă pe care o primim, faptul că ne putem bucura de rezultatul muncii noastre, faptul că ne putem bucura cu familia, toate bucuriile, de la bucurii mici până la bucurii mari, toate acestea vin din mâna lui Dumnezeu. El este sursa binecuvântării. Dumnezeu este viață, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Din mâna lui primim toate aceste favoruri, din mâna lui primim har, din mâna lui primim binecuvântarea. Satan, diavolul, acest hoț și mincinos, el nu poate să ofere nimic. El abia așteaptă acea ocazie când noi să deschidem ușa și el să intre, să poată să prăpădească în voie. În viața multora, când se întâmplă un necaz, am auzit de multe ori: Doamne, de ce ai îngăduit lucrul acesta? Și mulți se războiesc cu Dumnezeu, se supără pe Dumnezeu, dar noi trebuie să înțelegem că aceste probleme sunt o consecință de multe ori ale alegerilor noastre, greșite de cele mai multe ori, și cel care nu iartă, la fel este și în cazul celor care nu iartă, ajunge să fie chinuit, așa cum am spus, de boli psihice, de boli fizice, de singurătate, de anxietate, de tot felul de stări de genul acesta. Atunci când iertăm, așa cum am citit și în această pildă, trebuie să avem în vedere că și noi avem nevoie de iertare, deoarece nu suntem perfecți. Da? Am spus că trăim într-o lume perfectă, dar asta nu înseamnă că într-o lume imperfectă, pardon, dar asta nu înseamnă că noi suntem perfecți. Doar lumea este imperfectă și noi suntem perfecți. Nu, și noi suntem imperfecți. Și noi avem nevoie să fim iertați. Avem nevoie să acordăm iertare și avem nevoie să fim iertați. Deci noi trebuie să iertăm. Da? Domnul Iisus, în rugăciunea Tatăl nostru, învățându-i pe ucenici cum să se roage, spune așa: și iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Adică, cum ar fi să spunem lumea sau vocabularul de astăzi, atunci suntem iertați de Dumnezeu, când și noi putem să iertăm pe cei care ne greșesc. Dacă nu reușim să facem lucrul acesta, deci degeaba mă rog eu: Doamne, iartă-mi greșeala, am păcătuit, sunt vinovat, te rog frumos, iartă-mă, îngăduie, dă-mi favoare, binecuvântează-mă, fii bun cu mine. Degeaba ne rugăm în felul acesta, este un principiu. Degeaba ne rugăm în felul acesta dacă noi nu putem să iertăm pe cei care ne-au greșit. Așa spune rugăciunea Tatăl nostru. În măsura în care noi iertăm semenilor care ne greșesc, cu aceeași măsură Dumnezeu ne iartă nouă greșelile. Ba, aș îndrăzni să spun mai mult, noi ne auto-blestemăm prin faptul că ne auto-blestemăm la neiertare din partea lui Dumnezeu și din partea oamenilor, pentru că în altă parte spune cuvântul Dumnezeu că ceea ce seamănă omul, aceea și culege. Adică nu putem să semănăm tot timpul neiertare, nu putem să semănăm emoții negative, gânduri negative, vorbe negative, nu putem să semănăm mizerie și să culegem binecuvântare. Nu putem să culegem bunătatea lui Dumnezeu în felul acesta. Este un principiu simplu pe care noi trebuie să-l înțelegem. Cauză și efect. Da. Vrem să fim iertați, acordăm și noi iertare greșiților noștri. Există o legătură între dragoste și iertare? Există o legătură. E mai ușor să ierți pe cei pe care îi iubești, nu? E mai ușor să-ți ierți soția sau soțul când greșește, e mai ușor să-ți ierți copiii, pe părinți, pe rude, prietenul cel mai bun. E mai ușor să-l ierți. De ce? Pentru că nutrim față de aceștia acel sentiment de dragoste, da? De apartenență, aparținem unii altora, suntem o familie și atunci ne este mai ușor să iertăm. Deci este o legătură între dragoste și iertare. Uneori e dificil să iertăm chiar și pe cei pe care îi iubim, cu atât mai mult pe cei cu care, să zic, nu avem de împărțit o viață sau nu avem de împărțit emoții sau așa cum împărțim cu familia. În final o facem, dar experiența ne arată că putem să stăm o vreme supărați chiar și pe cei pe care îi iubim.
am experimentat de multe ori lucrul acesta, că nu poți să ierți imediat pe copilul tău sau nu poți să ierți imediat pe soția ta sau pe soțul tău și există acea perioadă de tensiune între cei doi. Cum se rezolvă asta? Simplu. Te rog frumos să mă ierți și lucrurile redevin sau ajung să fie din nou normale. Dar ce facem cu dușmanii? Că aici este problema. Pe copiii noștri iubim, da? Dar ce facem cu dușmanii? Biblia ne îndeamnă să ne iubim și dușmanii. Există, sigur, diferite nivele de iubire. Există o dragoste de care suntem capabili noi, oamenii. Și nu știu dacă această dragoste este suficient de înaltă încât să putem să spunem că cu această dragoste firească, naturală, ne putem iubi dușmanii. Așa ceva este nebunesc. Cum adică să-ți iubești dușmanul? Cum să-l iubești și să spui vorbe pozitive celui care agață în tine, care îți bagă bețe în roate, care te vorbește de rău, care îți face o pagubă, îți produce o pagubă? Cum poți să iubești pe așa ceva? Uite că Biblia ne cere să iubim pe cei care ne sunt dușmani. Dar nu putem să iubim cu o dragoste firească. Există dragoste supranaturală care vine de la Dumnezeu și de această dragoste avem nevoie ca să putem fi capabili să iubim în felul acesta. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus să moară pentru păcatele noastre, nu pentru că eram așa de grozav noi, eram oameni fără de care universul n-ar fi putut să existe. Noi acum știm că sunt oameni cheie în instituții, în multinaționale, directori importanți pe care nu poți să-l dai așa ușor afară, nu-i o femeie de servici, găsești mai ușor un director capabil, nu găsești așa ușor. Deci nu am fost acele persoane importante sau acei directori, între ghilimele, de care Dumnezeu nu s-ar fi putut lipsi și de aceea a găsit o soluție ca să ne ierte de păcat sau să ne acorde acea iertare. Deci pur și simplu Dumnezeu ne-a iubit, ne iubește necondiționat. Noi ca și oameni nu suntem capabili de o iubire necondiționată. În general, iubim condiționat. E foarte ușor să iubești pe cineva care te iubește. E foarte ușor să fii bun cu cineva care este bun cu tine. Asta este un fel de iubire firesc, natural. Dar este mai greu să iubești pe cel care îți face rău, este mai greu să fii bun cu cel care nu este bun cu tine și pentru asta avem nevoie de iubire dumnezeiască. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu că suntem copiii lui și vreau să fac această analogie cu copiii noștri. Eu am un copil, tu nu ai deocamdată, Valentin, dar o să ai și tu și o să vezi că oricât de multe prostii ar face copilul, oricât de multe boacăne ar face copilul, nu poți să nu-l iubești. În continuare îl iubești. Sigur că îți provoacă pe moment supărare, nu-ți convine și nu ești de acord cu lucrurile rele pe care le face, dar în continuare tu-l iubești și nu afectează gradul de iubire. La fel este Dumnezeu cu noi. Orice am face, și Biblia spune lucrul acesta, orice am face, Dumnezeu ne iubește necondiționat, ne iubește la fel de mult. Pe Iisus, numai puțin, mai vreau să spun ceva, pe Iisus nu cuiele l-au ținut pe cruce, ci dragostea. Nu de aceea Iisus a stat răstignit, pentru că acele cui au fost atât de piroane, acele piroane, că piroanele este un cui mai mare, nu este un cui obișnuit, este ceva mai mare. Nu de aceea a fost țintuit pe cruce și ținut acolo, nu s-a putut da jos, pentru că Iisus ar fi putut să spună doar un cuvânt și când oamenii au venit, vă aduceți aminte în grădina Ghețiman când au venit să-L prindă pe Iisus și au întrebat, tu ești acela, tu ești Fiul lui Dumnezeu și la o simplă afirmație Iisus a spus, eu sunt și toți au căzut la pământ. Doar o propoziție a spus Iisus și toți au căzut la pământ. Iisus avea putere, eu cred că Iisus avea putere să se dea jos chiar și de pe cruce. Deci de-aia afirmăm cu tărie și cu credință, eu sunt ferm convins că nu acele cuie l-au ținut pe Iisus pe cruce, nu a fost ținut cu forța, Iisus a fost pe cruce pentru că a vrut să fie pe cruce. Dragostea lui Dumnezeu față de omenire l-a ținut pe Iisus pe cruce. Și așa cum citim și știm în Ioan 3:16, acel verset de aur al Bibliei, unul dintre versetele de aur ale Bibliei, care spune că fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci de ce l-a trimis pe Iisus? Pentru că a iubit lumea. De aceea pentru că Dumnezeu ne-a iubit. Nu pentru că
eram așa de importanți și nu putea să existe universul și fără noi. Noi nu putem să iubim în felul acesta decât în măsura în care Dumnezeu este prezent în viața noastră, măsura în care îl primim această dragoste din partea lui Dumnezeu, din mâna lui Dumnezeu. Și Iisus chiar ne poruncește în Ioan 13 cu 34, spune așa Iisus: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Sigur că este, revin la întrebare, dacă este o legătură între iertare și dragoste. Relația dintre oameni trebuie să fie una bazată pe dragoste. Nu poți să ierți în mod mecanic sau doar rațional. Trebuie să ne determinăm să găsim lucruri bune în semenii noștri, să iubim. Când iubești, este ușor să ierți, să decizi în favoarea semenului tău. Faptul că Iisus ne poruncește înseamnă că noi trebuie să decidem să iubim. Este o poruncă. Deci este ceva ce trebuie să facem. La fel cum trebuie să decidem să iertăm, trebuie să decidem să și iubim. Bun. Decidem să iertăm doar anumite persoane și alte persoane le lăsăm într-un cont de umbră și spunem: ah, lasă că am timp să le iert. Sau începem să facem o treabă de calitate, începând să iertăm cu cei din familie, după care să extindem iertarea la cunoscuți, apropiați și persoane mai îndepărtate. De ce? Iertarea începe în primul rând cu noi. Înainte să vorbim despre cei din jurul nostru, de familie, cercul de prieteni, în primul rând, noi trebuie să ne iertăm pe noi înșine. Neiertarea de sine împovărează foarte mult sufletul. Și poate nu sunt conștienți de lucrul acesta, dar sunt mulți oameni care nu se pot ierta pe ei înșiși. Din cauza unor decizii greșite, din cauza unor fapte pe care le-au făcut în trecut, nu se pot ierta. Și iertarea este o agresivitate față de sine și are două componente emoționale negative: regretul și vinovăția. Sunt mulți oameni care au multe regrete și se simt vinovați că n-au făcut într-un anume fel, regretă anumite fapte din trecutul lor și pentru că nu suntem perfecți, sigur că se întâmplă să luăm decizii greșite sau să facem anumite lucruri în mod greșit. Este esențial să înțelegem că noi nu mai putem schimba trecutul, dar putem influența viitorul. A trăi în regrete și în vinovăție, în acele sentimente de vinovăție, înseamnă a trăi în trecut. Și asta este o capcană, este o ca și o închisoare, dacă vrei, dacă putem să folosim expresia aceasta, este ca și o închisoare, ca și o cutie în care am intrat cu regretele noastre, cu vinovăția, trăim în trecut, ne gândeam cum ar fi fost dacă am fi făcut așa, dacă am fi făcut altcumva. Și oamenii rămân blocați în aceste emoții negative, regrete și sentimente de vinovăție. Asta nu înseamnă că trebuie să fim, sigur, nepăsători față de greșelile pe care le-am făcut. Trebuie să învățăm din greșeli. Spune un proverb că cine nu învață din greșeli riscă să le repete, nu? Sau dacă nu învățăm din istorie, riscăm să repetăm istoria greșită sau lucrurile greșite din istorie sau chiar din viața noastră personală. Trebuie să învățăm din greșeli și să schimbăm ceea ce trebuie schimbat. Dacă închidem aceste emoții în cutiuțe și le aruncăm undeva într-o pivniță a sufletului, adică nu le dăm importanță, le aruncăm undeva, lasă că bine a fi, se va rezolva cu timpul, la un moment dat vor ieși la suprafață și vor acționa asupra noastră. La fel cum oamenii fac periodic curat în casă, și nu mă refer la acea curățenie care facem o dată pe săptămână, dăm cu aspiratorul, curățăm praful, este acea curățenie periodică în care pur și simplu îți dai seama că sunt lucruri de care nu mai ai nevoie, n-are rost să le mai ții. Ocupă locul degeaba, te încurcă, uneori te chiar încurcă, te tot lovești de ele, lucruri care nu le vei mai folosi niciodată. Ei, acestea sunt lucrurile pe care la un moment dat le iei și pur și simplu le arunci la gunoi. Și la fel trebuie să fie și cu aceste regrete și sentimente de vinovăție. Sunt lucruri care nu-ți mai ajută la nimic, nu-ți mai folosesc, nu mai poți să schimbi trecutul, nu mai ai ce să faci cu acele lucruri. Te lovești de ele, te izbești de ele, îți ocupă
sufletul degeaba îți înnegresc, aduc nori negri în viața ta peste sufletul tău. Deci sunt lucruri care pur și simplu trebuie îndepărtate, scoase în totalitate din viața noastră. Un mod practic de a face acest lucru este să ne mărturisim unii altora aceste trăiri, să ne rugăm, să fim vindecați. Cuvântul Dumnezeu chiar ne îndeamnă să ne mărturisim păcatele sau greșelile unii altora și să ne rugăm unii pe alții ca să fim vindecați. Este o modalitate să spui, uite, eu trăiesc, an de zile trăiesc cu această emoție negativă, cu acest resentiment, cu acest sentiment de vinovăție și cu acest regret. Trebuie să mărturisești lucrurile acestea, să le dai drumul, să iasă afară. Pentru că, și după aia, bineînțeles, să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne ierte. Este o eliberare când mărturisim, de exemplu, și la psiholog, când mergi, mulți oameni, de multe ori psihologul nici nu face nimic, doar stă și ascultă. Și omul spune, vorbește despre acele lucruri care îl macină, despre gânduri negative care nu-i dau pace, despre emoții care îi dau târcoale, despre tristețile care îl înconjoară. Și pur și simplu vorbind despre lucrurile acestea, scoțându-le la suprafață sau expunându-le, el se eliberează, modul acesta se eliberează. De aceea ne spune și Cuvântul lui Dumnezeu și este un secret aici în Biblie, că spune mărturisiți-vă unii altora păcatele, greșelile, regretele, sentimentele, resentimentele, mărturisește-le, lasă-le să iasă, nu le ține, nu le pune în cutiuțe și să le așez pe raftul sufletului tău ca și într-o cămăruță. Dă-le drumul să iasă, mărturisește-le și după aia roagă-te să fii vindecat și să nu-și mai găsească loc în sufletul tău. Este iertarea celorlalți la fel de importantă ca iertarea personală? Sigur că da, este la fel de importantă ca și iertarea de sine. Dacă nu ar fi așa, am fi egoiști și indiferenți față de ceilalți. Când Iisus a fost întrebat care este cea mai mare poruncă, el a răspuns să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău sau cu toată gândirea ta, cu toată rațiunea ta. Și să iubești, de asemenea, să iubești pe aproapele tău cum te iubești pe tine, ca pe tine însuți. Deci Biblia ne arată că noi trebuie să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Asta implică, iubirea implică și iertare. Adică nu poți să spui că iubești pe cineva și nu poți să-l ierți. Nu există așa ceva. Este o contradicție mare aici de sentimente și de emoții. Nu poți să spui iubesc, dar nu poți să-l iert. Nu există așa ceva. Mai mult, Biblia spune că dacă spui că îl iubești pe Dumnezeu și nu poți să-l ierți pe fratele tău, spune că ești un mincinos. Biblia ne numește mincinoși în acele situații. Eu personal nu cunosc pe nimeni care să se urească pe sine. Nu cunosc. Probabil, mai sunt cazuri. Da, dar mă refer la oamenii normali. Probabil că acele cazuri de care tu spui sunt cazuri specifice, aparte, dar mă refer la oamenii care sunt normali. Sigur că sunt multe aspecte care nu ne place la noi, de care nu suntem mulțumiți și am vrea să le schimbăm, am vrea să fie diferite. Uneori ne luptăm cu lucruri din caracterul nostru, din personalitatea noastră și vrem să le schimbăm. Câteodată le schimbăm mai ușor, câteodată le schimbăm mai greu. Și asta aduce o stare de nemulțumire în viața noastră. Dar de aici până la a te urâ pe tine sau a te urâ pe sine, fiecare se urâ pe sine, este totuși altceva. Fiecare om pe pământul acesta încearcă să aibă o viață fericită, nu? Nimeni nu își face rău, repet, un om normal nu își face rău cu bună știință. Toată lumea se îngrijește, toată lumea vrea să fie sănătos, toată lumea vrea să se realizeze în viață. Un om normal asta urmărește. Sunt scopuri normale, scopuri pe care un om normal le urmărește. Nimeni nu își distruge în mod conștient viața. Da? Cei care fac lucrul acesta sunt ori conduși de anumite emoții, de sentimente, de demoni, pentru că știm că demonii, așa cum am spus despre Satan, ei sunt specialiști, și Satan și demonii și toate aceste duhuri necurate sunt specialiste în a-i conduce pe oameni și a-i duce pe oameni în acele stări, de cele mai de jos stări, în dependență de alcool, în dependență de droguri, în dependență de tot felul de situații și circumstanțe negative. De ce? Pentru că vor demonii și Lucifer are un interes foarte mare să țină pe acei oameni robiți. Și aceste sentimente negative este un mod în care îi poate ține pe oameni, așa cum am spus și la începutul dezbaterii, robi în niște închisori nevăzute.
Tristețea este o închisoare nevăzută, amărăciunea este o închisoare nevăzută. Dar la un moment dat, nu se vede în prima fază. Dar păi, la, la nivel de gândire. Da. Pe care apară sau, nu numai la nivel de gândire, este și la nivel de emoție. Dar în timp, în timp, omul se transformă. Pentru că o emoție negativă, noi nu putem să depozităm în noi, noi suntem un recipient. Nu putem să depozităm în noi gunoi și să ne așteptăm să mirosim frumos. Nu? Deci acum iar vorbim în facem aceste analogii plastice ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba. La fel este și sufletul nostru. Nu putem să depozităm tot timpul emoții negative și să așteptăm rezultate benefice sau pozitive în viața noastră. Nici noi n-ar trebui să ne bucurăm nici când altcuiva îi merge rău sau când nu reușește în viață, ci dimpotrivă ar trebui să ne doară, să empatizăm, să fim triști când vedem că un om nu se poate ridica, nu se realizează. Când avem această stare de păsare de cei din jurul nostru, de empatie, putem să spunem că avem acea atitudine pe care o avem și față de noi înșine. Dacă spuneam că trebuie să iubim pe cei din jurul nostru sau pe aproapele nostru așa cum ne iubim pe noi, dacă ne dorim ca nouă să ne meargă bine, așa trebuie să ne dorim și celor din jurul nostru. Și în felul acesta, la asta se referă, să iubești, să ai acea atitudine. Nu mă bucur de necazul tău, nu mă bucur că nu-ți merge bine, nu mă bucur că nu reușești. Îmi pare rău pentru lucrul ăsta și îmi doresc să reușești și tu în viață. Îmi doresc și ca și ție să-ți meargă bine, la fel cum doresc și mie. Ce înseamnă când cineva chiar nu poate să iertă? Iertarea este ca și un termometru al inimii noastre și în măsura în care putem să iertăm, ne putem da seama cum este sufletul nostru. Iertarea, dacă vrei, pot să folosesc această expresie, că este ca și o oglindă a sufletului nostru. Dacă nu putem să iertăm, înseamnă că în sufletul nostru am adunat prea multă frustrare, prea multă mânie, prea multă amărăciune și neiertarea ar trebui să fie un semnal mare de alarmă că ceva nu este în regulă cu noi. A persista în această stare de neputință înseamnă a accepta tacit lucrurile rele pe care neiertarea le aduce în viața noastră. Vreau să mai citesc un verset sau două versete, mai bine zis, din Efeseni 4, începând de la versetul 26, unde spune: mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Când vorbim despre mânie, ne gândim din start la ceva rău, însă mânia are și părțile ei bune. Ne mâniem când ceva nu funcționează cum trebuie, nu? Ne mâniem. Nu este un sentiment plăcut când ceva nu merge cum trebuie, nu funcționează cum trebuie, fiind vorba în general despre relații. Și asta ne determină să ne dorim o corectare. Te poți mânia pe cineva că nu a făcut ceva bine, dar dacă nu ierți pe acea persoană, mânia se poate transforma în păcat. Că aici spune, în versetul pe care tu tocmai l-am citit, spune: mâniați-vă și nu păcătuiți. Da? Dacă timpul se scurge și nu ai lăsat la o parte mânia, ai deschis o ușă prin care cel rău va avea putere asupra emoțiilor și sentimentelor tale, te va manipula cu acele emoții, cu acele sentimente și cu gândurile, își va strecura gânduri negative în mintea ta și când cel rău are putere asupra ta, el nu va aduce lucruri bune, ci doar lucruri rele în viața ta. Când este vreme rea afară, iar dau un exemplu plastic, când este vreme rea afară, ne grăbim să închidem toate ușile, toate ferestrele, dacă este ploaie abundentă sau dacă suflă vântul, ne grăbim. De ce? Pentru că nu vrem ca vremea rea să aducă stricăciuni, să aducă mizerie în casă, să trântească ușile, să provoace stricăciuni. La fel trebuie să facem și în cazul mâniei. Să închidem cât mai repede ușile. De ce? Ca cel rău să n-aibă prilej sau să n-aibă niciun câștig de la noi. Cum? Provocând în noi sau determinând în noi în acele emoții și sentimente negative. Iar acest lucru se poate face doar prin dragoste și prin iertare. Și acum că ne aflăm aproape la final de orizonturi de credință, o ultimă întrebare. Putem să numim câteva beneficii ale iertării? Da, putem să concluzionăm. În primul rând aș spune că avem nevoie de iertare și iertarea este un principiu și trebuie să-l aplicăm în viața noastră. De ce? Pentru că dacă noi iertăm,
și Dumnezeu ne va ierta pe noi. Am spus deja lucrul acesta, n-am să mai zăbovesc pe el. Deci este un principiu pe care trebuie să respectăm, este un beneficiu, iertăm și la rândul nostru vom fi iertați. Cea mai mare sau cea mai importantă iertare de care noi avem în viața noastră este iertarea pe care ne acordă Dumnezeu. Deci trebuie să fim sinceri cu noi și să recunoaștem că avem nevoie să fim iertați de Dumnezeu. Da. Apoi, tot ca și principiu, dacă noi nu iertăm, nici Dumnezeu nu ne poate ierta pe noi. Un alt beneficiu este că iertarea ne eliberează, așa cum am anticipat deja puțin la întrebarea ta legat de cum ne dăm seama că un om este sincer sau nu. Nu ne interesează atât de mult dacă omul este sincer în momentul în care își cere iertare. Bineînțeles că la un moment dat ne vom da seama de sinceritatea lui, dar în primul rând, în momentul în care iertăm, noi suntem eliberați. În noi se produce o eliberare. Acordând iertare, ne golim de acele emoții negative care ne expun bolilor și psihice și fizice. Și chiar vă provoc telespectatorii să studieze această temă. Dacă dați un simplu search pe internet, o să vedeți că sunt foarte multe idei în direcția aceasta și sunt foarte multe boli asociate cu neiertarea și cu emoțiile negative. Acordând iertare, ne liberăm de influența pe care au asupra noastră cei care ne-au greșit. Dacă vorbim despre eliberarea de emoții, dar în momentul în care ești supărat pe cineva care ți-a greșit, acel cineva are putere asupra ta prin acea supărare care ți-a provocat-o. Noi trebuie să ne eliberăm de puterea aceasta, care este o putere de influență negativă, pe care cei care ne-au greșit pot să aibă asupra noastră. Da? Cineva reușește să-ți, poate unii chiar în mod intenționat, îți provoacă o amărăciune de genul acesta, pentru că sunt mulți care cunosc acest secret. Dacă îl supă, dacă îi provoc rău, am puterea asupra lui, îl țin legat prin acea supărare, îl țin robit prin acea amărăciune. Deci noi trebuie să fim conștienți că iertarea ne eliberează în primul rând pe noi. Da? Un alt beneficiu este că iertarea ne deschide drumul către sentimente pozitive. Da? Odată cu eliberarea acelor emoții negative care se produc prin iertare, facem loc în inima noastră, în sufletul nostru, pentru sentimente și emoții pozitive. Imaginați-vă o sticlă în care deja este plină cu ceva și tu vrei să pui un alt lichid în acel recipient. Nu poți. Trebuie mai întâi ca acea sticlă să fie golită. Da? Vrei să pui... Acum nu o să spun, este plină cu apă și vrei să o umpli cu suc, pentru că din punctul meu de vedere apa este mai sănătoasă și mai utilă și mai necesară omului decât un suc. Și am să spun, este o sticlă plină cu suc și vrei să o umpli cu apă. Trebuie să golești sucul acela care este plin de chimicale și care, chiar dacă are gust bun, îți aduce și provoacă mult rău organismului. Dacă vreau să pun ceva mai sănătos, golesc acel suc din sticlă și pun apă. Da? Deci golindu-ne de acele sentimente și emoții negative, fac loc pentru lucruri pozitive în sufletul meu. Sufletul nostru este un recipient. Am făcut acea analogie cu coșul sau cu recipientul în care pot să pun lucruri bune, pot să pun gunoi sau pot să pun lucruri frumoase. Pot să pun într-un recipient apă și flori, da? Sau pot să pun gunoi, mizerie. Biblia ne spune că trupul este templul Duhului Sfânt și că împărăția lui Dumnezeu este în inima noastră. Este o expresie metaforică, bineînțeles, deoarece inima omului este, nu se referă la inima de carne sau la inima propriu-zisă, biologic vorbind, se referă la întreaga personalitate a omului când vorbim despre inima. Deci Duhul Sfânt locuiește în noi și Duhul Sfânt este... Duhul Sfânt este o persoană, este a treia persoană din Dumnezeire. Duhul Sfânt nu poate să locuiască în mizerie și în păcat. Mi-aduc aminte, chiar acum, în acest moment, mi-aduc aminte de acea întâlnire a lui Dumnezeu cu Moise, unde spune, dă-ți jos încălțămintea pentru că locul pe care calci este un loc sfânt. De ce era un loc sfânt? Pentru că era Dumnezeu prezent acolo. Dumnezeu vrea să locuiască în noi. Duhul Sfânt vrea să locuiască în noi, dar și noi trebuie să facem curat în viața noastră. Trebuie să ne îngrijim ca trupul nostru și sufletul nostru să fie curat, să facem loc ca Duhul Sfânt să poată să vină să locuiască în noi. Dumnezeu vrea să locuiască în noi. Apoi un alt lucru legat de acest drum pe care iertarea îl deschide către sentimente pozitive
este că iertarea ne face mai fericiți, mai bucuroși, aduce pace și aduce liniște. Deci, dacă cu cât reușim să iertăm mai mult, cu cât reușim să nu ținem cont de toate greșelile mici sau mari pe care cei din jurul nostru le fac față de noi, vom fi mai fericiți, vom fi mai bucuroși, nu vom pune importanță sau nu vom da importanță tuturor lucrurilor minore, vom avea mai multă pace, vom avea mai multă liniște. Nu-i așa? Apoi, iertarea ne ajută să păstrăm o gândire, să ne păstrăm o gândire lucidă. Emoțiile ne influențează modul de gândire, capacitatea rațională și decizională. De aceea se spune de multe ori, știi această vorbă, să nu iei niciodată hotărâri când ești supărat. Sunt convins că ai auzit de acest proverb sau această vorbă, acest sfat. Nu lua hotărâri când ești foarte supărat, când ești amărât, când ești jos, nu lua hotărâri, așteaptă să treacă noaptea, așteaptă să vină dimineața și decide atunci. Nu te grăbi să iei atunci când ești supărat sau când ești influențat de o emoție negativă, nu te grăbi să iei decizii, mai ales decizii majore. Deci, majore, da? Iertarea ne ajută, așa cum am spus, să ne păstrăm mintea lucidă, să avem o rațiune curată. Și Dumnezeu vorbește în cuvântul lui despre metanoia, despre noirea minții, despre o gândire corectă care să-i facă plăcere lui Dumnezeu. Un alt beneficiu al iertării este că în felul acesta noi ne putem manifesta dragostea, putem să lăsa să curgă dragoste din noi. Trăim într-o societate în care ni se cere toată lumea așteaptă să primească. Trăim într-o societate modernă în care toată lumea așteaptă să primească. Vreau aia, vreau aia, vreau aia, vreau aia. Dar prea puțini sunt dispuși să și dea. Deci e important ca să înțelegem că dragostea este o ocazie în a-ți manifesta, iertarea este o ocazie în a-ți manifesta dragostea față de semenul tău. Este ușor să spui cuiva că îl prețuiești, dar iertarea este o manifestare practică a acelui prețuit sau a acelei dragoste de care tu spui că, pe care tu spui că o ai pentru acea persoană. Mai mult, iertând, poți să influențezi în bine viața celuilalt. Așa cum am spus, dacă răul produce rău, dacă iubești, poți să naști în celălalt, să te aștepți la răspuns pozitiv sau să înceapă și el să nutrească sentimente mult mai bune față de tine. În Roman 12 ni se spune, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Deci soluția nu este să răspundem cu rău sau să nu iertăm, ci soluția este să răspundem răului cu bine. Dan Petric, dacă mai sunt câteva concluzii de final? Aș vrea să închei doar cu un verset pe care îl găsim în Proverbe 15, versetul 13, unde spune așa: o inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Cunoscând acest adevăr, și poate că ar fi bine să mai citesc o dată acest verset, o inimă veselă înseninează fața, adică când inima mea este veselă, se vede și pe mine, se vede și pe fața mea, radiază această veselie. Dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Și la fel se vede pe fața omului. Tu îl întrebi pe om, se vede pe tine că ceva nu e în regulă cu tine. Ce-i cu tine? Ești supărat, ești mâhnit. Și el spune că n-am nimic, sunt ok, dar se vede clar că nu este ok. Deci este foarte important să ne păstrăm o inimă curată. Și iertarea este una dintre, instrumentele pe care avem la îndemână ca să ne păstrăm inima curată, să ne păstrăm o inimă veselă, care să ne însenineze fața, care să ne însenineze personalitatea, care să ne facă plăcuți în cercul de prieteni în care să ne dăm. Și trebuie să ne dăm, suntem, și trebuie să ne dăm toate silințele ca să avem o inimă veselă. Depinde de noi să iertăm, este o decizie, așa cum am spus, și trebuie să iertăm pe toți cei care ne greșesc. Dan Petric, mulțumesc pentru participarea la Orizontul de Credință. A fost o temă foarte interesantă, iertare versus neiertare. Trebuie să alegem să iertăm. Este o decizie pe care noi trebuie să o luăm. Așa în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Așa trebuie este. Să ne poziționăm de partea cuvântului lui Dumnezeu și să nu fim împotrivă, pentru că Dumnezeu a spus clar să iertăm
greșiților noștri. Iartă-ne nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Așa că este un adevăr clar și trebuie să ne ținem de el. Sigur, teoria este ușoară, practica este mai greu. Dar Dumnezeu poate să ne ajute să începem să ne iertăm, să începem să ne iertăm pe noi, iar apoi să iertăm pe toți care ne-au greșit cu maximă sinceritate. Un singur lucru mai vreau să adaug. Sigur. Că și-am atins puțin acest aspect, că prin puterea noastră nu vom putea să iertăm. Așa cum ai spus tu, teoria este ușoară, dar practica ne omoară. Dar aici intervine din nou jertfa lui Iisus Hristos. Noi prin jertfa lui Iisus Hristos nu doar că suntem iertați și Dumnezeu se uită la noi și ne vede prin această jertfa lui Iisus Hristos și ne vede neprihăniți, adică fără vină, fără păcat. Deși greșim în fiecare zi, totuși Dumnezeu spune, Hristos a plătit pentru păcatele lui, decid să-l iert. Nu doar că suntem iertați de Dumnezeu, dar prin această jertfă a lui Iisus Hristos noi avem și restaurarea ființei noastre. Pentru că am spus că prin păcatul adamic noi și în inima noastră am intrat multe slăbiciuni, și trupești, și psihice, și spirituale. Dar prin jertfa lui Iisus Hristos în noi aceste lucruri se pot restaura. Sigur că nu se restaurează așa pușcând din degete, este un progres. Dar ideea este că noi avem speranță. În jertfa lui Iisus Hristos avem speranță de restaurare a emoțiilor noastre, a puterii noastre de decizie, a puterii noastre de a face bine. Și noi de asta trebuie să ne alegrăm de Iisus Hristos, de jertfa Lui, să ne uităm țintă la Iisus Hristos, care ne spune cuvântul că este desăvârșirea noastră. Noi spre El trebuie să privim. El este scopul nostru, este obiectivul nostru. Cu El trebuie să începem să semănăm, să nu ne uităm nici în stânga, nici în dreapta, să ne uităm la Iisus Hristos. El este modelul nostru absolut. Așa este, Dan. Îți mulțumesc încă o dată pentru participare. Te așteptăm și cu altă ocazie la Orizonturile de Credință. Doamnelor, domnilor, Orizonturile de Credință sunt la final. Nu uitați că Biserica Logos este site-ul care vă stă la dispoziție cu diverse resurse puse, create special pentru dumneavoastră. De asemenea, streamingul live al bisericii, care se desfășoară duminică de duminică, începând cu ora 10:30. Facebook-ul găzduiește o pagină dedicată bisericii noastre, Biserica Credinței Logos. Acolo anunțăm evenimentele care stau să se petreacă în viața bisericii. Până săptămâna viitoare, să aveți parte de multă binecuvântare și ne vedem duminică la aceeași oră pe același post de televiziune Teleplus Maramureș. La revedere, o săptămână excelentă!